Am revenit în direct și vedem imagini de la Palatul Victoria, acolo unde câțiva membri ai coaliției au ieșit de la ședința care a început în această dimineață, în urmă cu aproximativ 2 ore. Sunt de altfel tensiuni în coaliție în ziua ședințelor decisive pentru soarta alegerilor. Liberalii sunt nemulțumiți în primul rând de demiterea șefului Apia și așteptăm să vedem dacă fac și declarații. Vedem acum în imagini pe Rareș Bogdan și pe Mihai Tudose. Stau de vorbă cu jurnaliștii după discuțiile pe care le-au avut astăzi membrii coaliției. Să-i ascultăm. Dar să salute și domnul Tudose. Bună dimineața. Bună dimineața. Ne-am întâlnit, am avut o discuție foarte serioasă, aprofundată, începând cu ora 8 și am convenit cu toții să mergem în fața partidelor noastre pentru a discuta atât principiile cât și un proiect important, dar cu siguranță veți afla lucruri pe parcursul zilei de astăzi foarte importante. Proiect important. În fapt. Noi v-am spus și ați aflat, nu știu dacă v-am spus noi sau ați aflat dumneavoastră, faptul că așteptam o cercetare sociologică despre ce doresc românii și cam ce vrea România și să acționăm în acest sens, nu ceea ce dorim noi. Acea cercetare sociologică ne-a sosit aseară, azi noapte. Sunt sincer, la 12 noaptea a fost gata. Vă dăm în premieră faptul că mai mult de 60% din români doresc comasarea și o majoritate chiar mai mare doresc o continuitate a guvernării, o stabilitate și o coerență în guvernare. După ce s-a întâmplat în ultimii ani în România, este clar că lumea s-a săturat de schimbări bruște, de picior, de schimbări de guvern, de schimbări de politică internă și externă, mai ales. Trebuie să avem în vedere, și astăzi s-a discutat intens și pe această temă, și ceea ce se întâmplă în Europa, în țările partenere, în țările importante partenere, precum și construcțiile politice la nivel de Parlament European, de Comisie Europeană și așa mai departe. Adică nu putem să fim defazați complet față de aceste lucruri. Și atunci, decizia, cum v-a spus domnul Rareș Bogdan, a celor două partide a fost ca astăzi la ora 16 să avem structuri de conducere simultan, să vedem ce spun partidele noastre, colegii noștri, despre strategia pe care noi am convenit să le-o propunem. Nu mă întrebați care este, că trebuie să afle colegii noștri de la noi, nu de la dumneavoastră, așa e frumos, din respect pentru colegii noștri. Vom avea o coaliție imediat după aceste întâlniri de la ora 16, iar la ora 19 noastră veți avea în față pe cei doi președinți al celor două partide de la coaliție. Dar vorbim doar de o comasare a locală. Numai puțin. Președinții celor două partide la ora 19 vor sta de vorbă cu noastră și vor răspunde tuturor întrebărilor. Este absolut firesc, fiind două partide democratice, cele mai mari partide din România, să ne ascultăm glasul colegilor de la ora 16, cei care se reunesc în birourile de conducere ale celor două partide. Ieri, la Bruxelles, am avut întâlniri pentru a explica, de asemenea, șefilor de familii politice proiecte pentru România, ce înseamnă România în acest context. Am stat de vorbă cu Manfred Weber. De asemenea, am înțeles extrem de serios și cu toții am înțeles asta, că responsabilitatea guvernului României este uriașă în contextul regional foarte complicat. Vedeți ce se întâmplă pe frontul din Ucraina, vedeți lucruri care se întâmplă în zona noastră. România este stat cheie în această regiune. Cel mai important lucru pentru noi și pentru români, pentru Europa, este continuarea guvernării într-un mod coerent, într-un mod asumat, într-un mod care să aducă bunăstare românilor și stabilitate. Vreți să vă ajut eu la întrebarea asta. Cam atât am avut de comunicat, restul ora 19. Vă mulțumim. Dar această cercetare se
cercetare sociologică se referă doar la locale cu europarlamentare? Cercetarea este una extrem de serioasă. 2800 de subiecte. V-am mai spus o dată, vă repet, și cu asta plecăm fără să fim nepoliticoși. Nu stă de vorbă despre asta. O să aflați după ce află colegii noștri. Că nu este corect colegii noștri să afle de la dumneavoastră. Sunt cei care trebuie să fie consultați. V-am spus în premieră, da, pentru dumneavoastră, că românii își doresc această comasare. Dar ce tip de comasare? Restul o să aflați la ora 19. E important să aflați din partea președinților celor două formațiuni după ce stăm de vorbă. Declarații scurte la guvern, chiar în curtea guvernului în această dimineață, iată, după ședința care a început în urmă cu aproximativ 2 ore la Palatul Victoria, Rareș Bogdan și Mihai Tudose. Spunea în urmă cu puțin timp Mihai Tudose că azi noapte la ora 12 a venit o cercetare sociologică pe care coaliția o aștepta despre ce vor românii și rezultatul ar fi că 60% dintre români vor comasarea acestor alegeri care au loc anul acesta. O cifră, un procent foarte mare așadar, cel puțin asta relevă cercetarea sociologică despre care vorbea puțin mai devreme Mihai Tudose. Nu s-au dat foarte multe detalii despre proiectul pe care îl au în plan cei din coaliție, spunea Rareș Bogdan puțin mai devreme, dar nu a dat detalii. Spuneau cei doi, Rareș Bogdan și Mihai Tudose, că astăzi la ora 16 vor avea loc ședințe. Fiecare partid va avea câte o ședință în care colegii de partid vor vorbi despre strategia pe care au convenit-o, pe care au convenit să o propună. Vor avea o coaliție imediat după aceea, după ora 16, iar la ora 19, teoretic, ar trebui să aflăm și noi, ar trebui să afle și românii, ce mesaj au să le transmită liderii celor două partide, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, vor ieși așadar la declarații la ora 19. Și vă reamintesc informația momentului, potrivit unei cercetări sociologice pe care coaliția a așteptat-o de ceva vreme, 60% dintre români doresc comasarea și, spunea Mihai Tudose, mai mult de atât dintre ei doresc, deci mai mult de 60% dintre români își doresc o continuitate a guvernării și spunea acesta că oamenii s-au săturat de schimbări și de instabilitate. Așadar, informația momentului, peste 60% dintre români doresc comasarea potrivit acestei cercetări, declarații destul de scurte la Palatul Victoria, acolo unde a început ședința coaliției în urmă cu aproximativ 2 ore. Urmărim toate aceste discuții și revenim cu noi date la Digi24. Mergem mai departe.